astăzi am revenit cu un nou clip. Așa cum v-am promis, este vineri, ceea ce înseamnă că am plecat spre Sibiu. Urmează să filmăm videoclipul noii piese. Abia aștept să-l filmăm. Sperăm să nu întârziem. Era vorba să ajungem undeva pe la ora 1, este 12:15. Nu uitați să intrați și pe canalul secundar, unde postez diverse videoclipuri, de la daily vlog, travel vlog, challenge-uri și așa mai departe. Vă aștept și aici cu un subscribe. Momentan suntem în întârziere, să vedem cum este Valea Oltului. Doamne ajută să nu fie aglomerat. Am avut de umplat după niște acte și nu mă așteptam să dureze atât. Eu estimam că durează undeva la 20 de minute, de unde că a durat aproape o oră. Și ne-a cam dat peste cap puțin. Dar până una alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Totodată nu uitați de clopoțel, valabil pentru ambele canale, pentru a fi siguri că nu ratați niciun videoclip postat pe YouTube. Vom opri și noi acum să alimentăm, ne vom mișca foarte, foarte rapid, ne luăm cafeluța și ne punem din nou la drum. La ora 1 trebuie să ne întâlnim cu Vlad, cu Horacanul, pentru a trage primele cadre pentru piesă. Vlad Stoica, îi mulțumim foarte mult pe această cale de pe acum, pentru că a dorit să participe. Din păcate nu poate sta foarte mult, din acest motiv ne grăbim să ajungem la timp. Vrem să aștepte nimeni după noi și, bineînțeles, vrem să avem timp pentru filmare, pentru a trage exact cadrele pe care ni le dorim. Bineînțeles, nu voi face acest videoclip complet cu ce vom filma și mâine, voi face un nou videoclip. Aceasta este prima parte, urmează partea a doua de sâmbătă, unde vom avea parte din nou de niște mașini tari pentru videoclip. S-ar putea să vină și în seara aceasta încă o mașină pentru a trage cadrele acelea din mers, pentru Neric. O spune că va ieși super, super tare, va depăși prima piesă din toate punctele de vedere, și piesa în sine, și videoclipul. Bine, videoclipul este foarte tare și la prima piesă, dar sper să ne autodepășim și de data aceasta. Avem foarte multe cadre de tras, foarte multe idei și trebuie să vedem cum ne încadrăm să le punem în aplicare pe toate. Trebuie să mergem și pe la băieții de la Carfolia să tragem niște cadre, cel puțin intro-ul piesei. De acolo va fi filmat, în mare parte. Și vedem cum le stabilim. Ușor, ușor iese soarele. Din fericire a plouat până acum, a ieșit puțin soarele. În continuare este norat, ceață, să văd așa în depărtare, dar să sperăm că este ok în Sibiu. Din ce am văzut astăzi nu ar ploua. Mâine ar fi câteva șanse de ploaie, dar nu prea contează mâine, fiindcă oricum vom filma într-o hală cadrele de mâine. Mai avem niște cadre cu acțiune pe care să vedem dacă le filmăm tot astăzi sau mâine. Vedem, să vedem cum ne încadrăm. Ce să mai, ne vedem direct de la benzinărie. Haide să alimentăm. Alimentăm și ne continuăm drumul. Să sperăm că nu vom de aglomerație. Bun, ne-am luat și noi acum. Unde e? Am pierdut cafeluța. Ne-am luat și eu acum cafeluța și ne continuăm drumul, bineînțeles. E ok, nu arde. Întârziem. Mai avem jumătate de oră, nu avem cum să ajungem în jumătate de oră pe vremea aceasta la Sibiu. Dar nu e nicio problemă. Ne grăbim cu filmările. Avem câteva cadre clare pe care știm cum să le tragem, unde. Și nu am avea de ce să ne lungim cu timpul. Deci ne vedem direct de pe drum sau direct din Sibiu. Să nu vă mai nebuneți cu drumul, fiindcă îl filmez de fiecare dată. Dar nu exagerat. Salut. Ating bordură ceva? Nu, aici nu. Poți să-i dai drept. Aici e apa. Hai că n-ating, cred. E lină. E lină. Sus doar pragurile, să vedem. Thank you.
el are lift. Nu l-a activat? Are. Nu l-a activat? Nu? Are alea de manual. Hai că merge. Hai că a trecut. Merge. Stai numai până la 4 de urcat. Vai de capul meu, până la 4. Hai să ne vedem direct de acolo, nu mai filmăm până la 4 că trece toată ziua. Am ajuns și noi. Haide să ne pregătim de filmări. Mamă, în ce fel arată huracanul ăsta? Filmăm noi, păi numai că nu pun nici o sună, nu pun nici. Păi o piesă de asta. Suntem aici cu Vlad, mersi mult. Salutare. Îi mulțumim foarte mult pentru că a fost prezent la filmările piesei, au ieșit super cadrele. Mă bucur, am văzut că chiar nu știu bine. Așteptăm piesa. Da, cât de curând să vedem cum se mișcă Eddie, cât de repede apare piesa, dar vă promit că este ce trebuie. Oricum arată blană mașina, am văzut mașina în videoclipul, în poza, dar nu are nicio treabă. Stai să vezi cum se aude imediat. Îmi dau seama, am auzit că McLaren ăla sparge urechile. Da, e incredibil. Dacă ar fi să aleg între McLaren și Lamborghini, clar aș alege Lamborghini, ăsta e o mașină mult mai completă. Pot să merg prin absolut orice zone cu ea, bine, nu pot să merg pe borduri, dar cu liftul ăsta pot să merg absolut. Dar deja McLaren nu există lift. Ba da, dar ce vreau să zic, că e o mașină complexă, adică are aderență. 4x4, pot să merg iarna cu ea, fiabilă, nu se strică aproape nimic la ea. Și la McLaren e un pic mai ciudat, adică ok, are ușile aia care se ridică în sus, dar la aderență e dezastru, adică și vara, când 30 de grade afară, cauciucurile încălzite, din cauza care are 900 de cai, nu e aderența cum vrei și așa, tot timpul trebuie să fii foarte atent, să nu puși să ne intri într-un. Doar pe spate îți dai seama. Da, să ai. Plăcere, așteptăm piesa. Deci nu uita să-i dați lui un follow pe Instagram. Aveți acolo profilul de Instagram, atât pe ecran cât și în descriere, fiindcă aveți ce vedea acolo și ce învăța. Da, postez zilnic tot felul de conținut informativ, lifestyle cu mașinile, deci dacă vă plac mașinile, clar aveți ce vedea. Ia să vedem ce priveliște avem. A, nu avem la mașină. Of, nu cred. Oare, nu. Ba da. Unde? E parcarea asta. Da, mie. Acum mergem din nou să tragem niște cadre de noapte, tot în același loc în care am filmat cu Lambo. Avem în spate un M4, ne mai așteaptă un M4 la parcare, trebuie să mai vină un Lexus LC500. Da. Super tare mașina. Deci avem mașini super tare în clip. După ce tragem acele cadre, urmează să tragem și niște cadre din mers, probabil tot prin această zonă, dar vom stabili pe urmă. Ne vedem direct de acolo. Thank you.
acum am terminat și noi de filmat. Bă, surprinzător nu a fost Ia uite M4. Avem două M4, un Lexus LC500. Da, mergem să tragem niște cadre din mers. Și cam atât pe această seară. Rămâne să filmăm restul mâine. Adică secvențele finale. Din nou vom merge într-o locație tare și vom merge să tragem și cadrele de acțiune. Ce să mai, ne vedem mai târziu. Să mâncăm într-un final. Le mulțumim foarte mult celor de la Proper Pizza Sibiu pentru ospitalitate și pentru că ne-au primit la această oră târzie. Acestea fiind spuse, haideți să ne punem pe mâncat. Bun, acum l-am lăsat și noi pe Eddie acasă și bineînțeles mergem la cazare. Am filmat foarte mult în diferite locuri. Mai avem de filmat mâine câteva cadre bune. Avem intro-ul, outro-ul, cadre cu drona, acțiune și așa mai departe. Veți vedea despre ce este vorba. Dar oricum, astăzi totul a ieșit țiplăt, exact cum ne-am propus. Ne-am încadrat în timp cu totul, deci este foarte, foarte bine. Da, acest vlog a apărut într-un final pe canalul mare, pe canalul principal. M-am gândit că ar fi mai bine să-l postez pe canalul principal, fiindcă are esența vlogurilor ce vă plac vouă. Inițial, acesta trebuia să fie un daily vlog postat pe canalul secundar, dar într-un final am decis să îl postăm pe canalul mare, pe canalul principal, fiindcă include foarte multe mașini, mașini tari, exact așa cum sunteți obișnuiți pe acest canal, și am zis că ar fi mult mai bine să-l postăm aici, sunteți mult mai mulți. Cam atât pe ziua de astăzi, sper că v-a plăcut acest clip, a fost o zi super, super tare. Le mulțumim tuturor celor ce au fost prezenți astăzi la filmări. În continuare îi mulțumim și lui Edi, fiindcă ne ajută din nou cu un videoclip super, super tare. Aveți Instagramul său atât pe ecran cât și în descriere. Până una alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram și mie pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Dacă doriți. Noi ne vedem data viitoare. Ciao. Bun, am ajuns și noi în cameră într-un final. Ce să mai? Ne vedem mâine. Urmăriți descrierea acestui clip, dar mai sigur stați abonați și la canalul secundar.